Vorbeați de prețul brânzei. Are în momentul ăsta brânza valoare, adică e plătit așa cum trebuie sau e sub așteptare prețul? Prețul la telemea este sub așteptare și anul ăsta din toamnă, de când a apărut COVID-ul, deci majoritatea ne făceam telemeaua de Sibiu, care și acum o facem, dar nu putem să mai spunem telemeaua de Sibiu, deoarece s-a dat cu denumire protejată la Sibiu, și 80%, să zic, mergea pe piața din București. Din cauza pandemiei COVID-ului, a fost închisă piețele o perioadă, foarte multă lume, a scăzut vânzările. De exemplu, dacă anul trecut, vă dau un exemplu așa, brânza la Angro era 24, 25, 23. Acum este 14, 15 lei. A scăzut foarte mult vânzările în București, lumea nu mai merge în piață, au fost închise, majoritatea, tineretul nu merge deloc, tineretul merge la supermarket, că așa e trendul acum și asta, și foarte mulți bătrânii mergeau în special în piață, li frică, nu s-a dus. Și spun prietenii, că am niște prieteni care se ocupă cu vânzarea brânzei în București, le-au scăzut vânzările mai mult de jumate. Nu numai la brânză, la toate, discutând acolo și cei cu roșiile și cei cu ăsta, dar noi de brânză vorbim. Deci prețul este aproape jumate ca anul trecut la telemeaua.